În fiecare an, în România sunt omorâte 88 de femei. Asta înseamnă mai bine de o femeie în fiecare săptămână. În toate cazurile de ucidere intenționată a femeii de către partenerul intim, există și un istoric al violenței. Așa se ajunge la morți anunțate. Dacă autoritățile ar ține însă o evidență mai clară a factorilor de risc în cazurile de violență domestică, multe astfel de morți ar putea fi evitate, spun specialiștii. Așadar, de ce eșuează statul să ofere protecție victimelor violenței domestice, astfel încât să nu se ajungă la omor? Am bătut la ușa mai multor instituții abilitate pentru a primi un răspuns. Am întrebat Ministerul Justiției, Ministerul Public și Inspectoratul General al Poliției Române dacă știu câte femei victime ale violenței domestice sunt în fiecare an și câte dintre acestea ajung să fie omorâte. N-am primit însă informații foarte clare. De exemplu, nu știm câte dosare de omor cu victime femei sunt pe rolul unor instanțe sau care este legătura dintre victimă și agresor. Iar asta pentru că informațiile rămân în dosare și nu sunt încărcate în evidențele instanțelor de unde se poate fi accesate la un simplu click. Fără astfel de informații, spun specialiștii, dimensiunea violenței domestice și de gen nu poate fi înțeleasă pe deplin. Și prin urmare, nici nu pot fi elaborate politici susținute de prevenție. Ce e de făcut? Am vorbit cu mai mulți specialiști, printre care și o fostă judecătoare, pentru a înțelege cum trebuie să arate intervenția statului, astfel încât să fie prevenită moartea următoarei femei. Toate acestea în articolul de pe Press One. Dacă ai mai multe întrebări pe acest subiect, lasă-mi-le, te rog, în comentarii.